Compania locală de termoficare Colterm S.A. organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea unor utilaje folosite în prelucrarea deșeurilor, precum și a mai multor deșeuri reciclabile aflate pe stoc. Valoarea totală estimată pentru utilaje este de aproape 276.000 de euro pentru aproximativ 200 de tone de deșeuri reciclabile. Utilajele disponibile pentru licitație includ un tocător de deșeuri și un ciur rotativ. Bunurile se află la amplasamentul secției de sortare a deșeurilor municipale și sunt deținute de Colterm S.A. Prin acțiunile întreprinse, inclusiv organizarea de licitații publice pentru valorificarea unor bunuri, se urmărește optimizarea resurselor companiei și atragerea de fonduri necesare pentru restructurare și redresare financiară. Colterm rămâne dedicată identificării de soluții inovatoare și colaborative, astfel încât să asigure continuitatea serviciilor și stabilitatea financiară a companiei în beneficiul comunității, transmite administratorul special al societății Cristian Amza. Licitația publică cu strigare se va desfășura la sediul companiei conform unui calendar detaliat disponibil la sediul administratorului judiciar, la sediul Colterm, precum și la Tribunalul Timiș. Documentația necesară pentru înscrierea la licitație trebuie transmisă cu cel puțin 2 zile înainte de data licitației, până la ora 11.